ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 15 decembrie 2022. Deci am consultat prezența, este lipsă domnul consilier Vidienie, da? Deci sunt domnul consilieri, deci ședința poate să înceapă. Și să începem cu citirea procesului verbal a ședinței anterioare. Înțeleg că avem și niște invitați, da? Da, da. Da. 6 invitați, sunt bineveniți. O să le dăm cuvântul la finalul ședinței. La... Dar nu, dar o să le ieși în început. Nu, dar facem o... Nu, la finalul ședinței, ca să nu... Deci o să le dăm cuvântul. Și o să spună fiecare punctul de vedere și părerea, da? Domnul secretar. Procedurile de ședință din 19-19-2022. În conformitate cu prevederile legislative, articolul 134, litera H, numărul din Consiliul Local de 32 din 311, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local cu atenta majoritatea Bacău, pe datele 17 noiembrie 2022, a fost convocat la ședința ordinară a lunii noiembrie. Din verificările condiții de prezență, rezultă că la ședința de astăzi, din 15 consilieri care compun Consiliul Local al Comunei Tamaș, sunt prezenți 12 consilieri locali, astfel că ședința este legal constituită și pot începe lucrările. La ședința a participat un număr de 10 consilieri locali, primarul consilierul acesta, secretarul domnul Pușcaș Codrin. Secretarul general de citire procesul de la ședința de luat și propune președinte ședință să-l supună la vot. Președinte se pune la vot. Procesul verbal a ședinței din data de 31 octombrie 2022, cu următor rezultat. Votul pentru 11, împotrivă 0, abținere 1. Și întreabă dacă se scrie la cuvânt. Nu se scrie la cuvânt, procesul verbal este votat. Președinția de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței. Și are un proiect de hotărâre numărul 73/1992, privind participarea oarecare tamată, elaborarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câmpilor fără stăpâni de către asociația de dotare intracomunitară, zona metropolitană Bacău. Bun. Proiectul 74. Privind aprobarea la locul de estimare a chirii minimului prin imobilul constând în spațiul destinație de farmacie și teren academ. Proiectul 75, privind aprobarea codului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli a luat de Tamaș. Proiectul de hotărâre 76, privind aprobarea rectificării bugetului local. Proiectul de hotărâre 77, privind decontarea contravalorii transportului cadrului didactice, a venitelor de iulie, august și septembrie 2022. Proiectul de hotărâre 78, privind alocarea fondului de mișcă pentru organizarea unor evenimente sub egida sărbătorii de iarnă la Tamaș. Proiectul de hotărâre 79, privind actualizarea statului de funcție. La 8 divers. Se supune la vot ordinea de zi, votul pentru 12, împotrivă 0, obține 0. Secretarul general prezidează. A. Avizele consultative ale Comisiei de Specialitate au fost prezentate pe următoarele conținute. Comisia 1. Avizele favorabile pentru proiectele de hotărâre la punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7. Comisia 2. Avizele favorabile pentru proiectele de hotărâre de la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și aici avem cu precizarea că pentru proiectul 73 de la punctul 1, Comisia nu și-a exprimat voința nici în sensul aprobării, nici în sensul respingerii. Comisia 3 avizele favorabile pentru proiect de hotărâre 2, 5 și 6. B. Consilierii locali se află în compatibilitate față de proiectele de ordine de zi. Îi se dă cuvântul în deschidere, deschiderea ședinței domnului Pușcașu și acesta arată că are un puternicit în acest sens care a prezentat al administratorului societății care deține farmacie din localitate, prezintă cheltuielile făcute de acesta pentru reparațiile făcute imobilului și consideră că prețurile sunt mici la produsele farmaceutice. Intervine la această discuție domnul Toma Petrică și consideră că farmacia este de interes public și solicită păstrarea prețului actual al chirii. Președintele de ședință de cuvânt administratorului proiectelor domnului primar Pantie Scari prezintă proiectul de hotărâre 73, privind participarea la atâta mare la lucrare de oportunitate să duce cu câini. Deci, în ședință, întreabă cine se scrie la cuvânt, nu se scrie nimeni, se trece la vot. Voturi pentru 0, voturi împotrivă 7, voturi abține 5. Proiectul a fost respins. Proiectul de hotărâre 74, privind raportul de estimare a chimiei minim pentru imobil construit în spațiu destinat de farmacie și teren acelor. Președinte ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, se înscrie domnul Toma Petrică. Președinte ședință dă cuvântul persoanei înscrise, urmează dezbatere. Domnul Toma solicită ca chiria să fie de 3 lei pe metru pătrat, iar prețul la medicamente vândute să fie mai mic.
Deci, în ședință, se pune la vot. Votul pentru 11, împotrivă 0, abținem 1. Proiect hotărâre 75, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Tamaș, județul Bacău. Nu se scrie nimeni la discuție, președintele ședință se pune direct la vot. Votul pentru 10, împotrivă 0, abținem 2. Proiect hotărâre 76, privind aprobarea efectuării bugetului local al UAT Tamaș la 9-11-2022. Nu se scrie nimeni la discuție, președintele ședință se pune la vot. Votul pentru 10, împotrivă 0, abținem 2. Proiect hotărâre 77, privind decontarea contravalorii transportului cadrului didactice aferente lunilor iulie, august, septembrie și octombrie 2020. Nu se scrie nimeni la discuții, președintele ședință supune la vot, votul pentru 10, împotrivă 0, abținere 2. Proiect hotărâre 78, privind alocarea fondurilor bănești pentru organizarea unor evenimente sub egida sărbători de iarnă în comună Tamaș de Bacău, luna decembrie 2022. Nu se scrie nimeni la discuții, se trece direct la vot. Votul pentru 7, împotrivă 3, abținere 2. Proiect aprobat. Proiect de hotărâre 89 privind actualizarea statului de funcție. Nu se scrie nimeni la discuție, președintele ședinței se pune la vot. Votul pentru 9, împotrivă 0, abține 3. La diverse, președintele ședinței întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt doamna Neagu, Venița, domnul Bucur Gheorghe și domnul Toma Petrica. Președintele ședinței dă cuvântul persoanei înscrise, urmează dezbatere. Doamna Neagu, Venița solicită să fie comunicat și coeficienții de salarizare. Domnul Bucur Gheorghe solicită date despre chiria plătită de doamna Andrei Niculina pentru apartamentul în care locuiește aflată proprietatea primăriei. Întreabă ce statut are preotul Dănilă, deoarece coindere că există disfuncționalități în abordarea acestuia referitor la cursurile organizate în cadrul proiectului social. De asemenea, întreabă care este situația inventarului domeniului public. Primarul răspunde, preotul Dănilă este angrenat în cadrul proiectului social, având dreptul să utilizeze infrastructura primăriei. Domnul Toma Petrica aduce la cunoștință publică că s-a operat la ochi și deține un cristalin nou la ochiul stâng. Urmând ca editorul apropiat să fie operat și la ochiul drept. Îi doresc sănătate. În încheierea ședinței, președintele ședinței mulțumesc pentru modul care a depus lucrările ședinței, declară ședința închisă. Mulțumim, domnul secretar general. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, ai ceva de spus, din alegerea de cei de bani, ședinția privilare, vă rog. Nu. Dacă nu, să punem la vot. Deci, vă rog, cine este pentru? Procesul verbal. Nu știu lucru, dar pentru abținere, nu, împotrivă, nu. Atunci să mergem să vă prezint ordinea de zi. Înseamnă de la comisia dumneavoastră. Aici. Le-am adus în primit. Da. Deci, proiectul ordinii de zi de astăzi este următorul. La punctul 1, proiect de hotărâre numărul 80, privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Tamaș, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 2. Proiect de hotărâre numărul 81, privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea imobilului constând în spațiu de, cu destinația de farmacie și teren aferent. 3. Proiect de hotărâre numărul 82, privind aprobarea și ridicarea bugetului local și actualizarea listei de investiții a UAT Tamaș, la ora 12.22. 4. Proiect de hotărâre numărul 83, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre numărul 84, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ în Comuna Tamaș, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. 6. Proiect de hotărâre numărul 85, privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tamaș pentru perioada 1 septembrie, 31 decembrie 2022 și 1 ianuarie, 31 august 2023, anul școlar 2022-2023. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Tamaș pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Școlii Gimnaziale Chetriș pentru anul 2022-2023. Iar la punctul 8 avem diverse. Deci, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Deci, nu știu de
Să începem cu primul punct, proiect de hotărâre numărul 10. Da, știți. Dacă vis-a-vis formele zi, există cineva dintre consilieri sau rude de acestor de gradul 1 care se află în compatibilitate cu obiectele proiectului. Dacă nu, domnul primar, primul proiect, mă rog. Bună ziua, înainte de a începe ședința, aveți fiecare câte un pachet să un cadou așa în față, din partea primăriei Tamaș. Vedeți fiecare dată. Să începem. Proiectul de hotărâre numărul 80. Poftim? Proiectul de hotărâre numărul 80. Privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comunei Tamaș, în ala Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pacău. Articolul 1. Se acordă mandatul special reprezentantului UAT Tamaș, respectiv domnului Matie și Andrei Daniel, în calitate de primar, să voteze pentru, în adunarea generală Asociației ADIV, din data de 23.12.2022, în numele și pe seama Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitor la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic din cadrul operatorului regional CRAF Bacău. Ia să. Da, mulțumim. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt, altcineva? Domnul Toma, vă rog. Privire la proiectul respectiv, aș solicita domnului primar să ne prezinte mai elocvent motivul pentru care ne îndeamnă să votăm pentru proiectul respectiv. Mulțumesc. Dacă nu mai e nimeni, vă rog să trecem la vot. Deci, cine este pentru proiectul acesta? Vă rog, Da. Cine este împotrivă? Abținere. Da. Mi-a dat și cuvântul, domnul primar. Trecem la proiectul numărul 2, da? Proiectul de hotărâre numărul 81. Da? Privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea imobilului constant în spațiu cu destinație, cu destinație de farmacie și de regla FEA. Articolul 1. Se aprobă aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea imobilului constant în spațiu cu destinație de farmacie și teren aferent. Prezentă autorul. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt, dacă îmi permite. Stați că mai e cineva? Nu. Domnul Tomul. În proiectul care a fost prezentat, nu se aprobă aprobarea. Nu există așa ceva în limba română. Și efectiv se aprobă proiectul respectiv. Mulțumesc. Vis-a-vis proiectul ăsta, aveți ceva? Nu, s-a discutat, dar a trecut, da. Deci, să trecem la vot. Cine este pentru proiect? Pentru. Urmează să fie farmacia spațiu. Dar este cineva împotrivă? Abținere? Citația pentru farmacii prevede codul administrativ pentru a organiza o licitație pentru spațiu comercial, imobil, în cazul nostru, pentru farmacie, înainte de a face anunțul de participare la licitație, Consiliul Local trebuie să voteze documentația de atribuirea a documentelor respective pentru licitație. Deci este o procedură legală, pașii care trebuie urmați obligatorii. Mulțumim, da. Trecem la proiectul numărul 3, domnule primar, vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 82, privind aprobarea rectificării bugetului local și actualizarea listei de investiții a UAT Tamaș. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local și actualizarea listei de investiții a UAT Tamaș la 8.12.2022, conform documentului după cum urmează. Și ați avut așa la proiectul. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt, dezabilie proiectul acesta, atunci la vot, da? Cine este pentru? Da. Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva?
Proiectul numărul 4, domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 83, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Articolul 1. Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivel comunal, comunitar pentru anul fiscal 2023, privind indexarea acestora cu rata inflației de 5,1% în conformitate cu prevederile articolului 491 din legea numărul 227 din 2015, privind codul fiscal. Da, mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Da, imediat. Vă rog. Aici la taxe și impozite, nu am cerut să ridicăm niciun taxe și impozite decât cel cu inflația de 5,1. În schimb, nu am mai scutit anul ăsta bisericile, dar le-am înjumătățit cu 50%. O să fie și nevoie să plătească 50% din... Posibil, nu s-a ajutit. Deci, votat și eu cititul, votat, deci este mai clar, da. Nu. Nu se mări, trecem la votul 5, da? Vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 84. Proiectul de hotărâre numărul 84, privind organizarea în cele școlare a unităților de învățământ din Comuna Sămoara, județul Bacău, pe anul școlar 2023-2024. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelelor școlare a unității de învățământ din Comuna Sămoara, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024, conform anexei. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vis-a-vis din proiectul acesta, altceva. Vă rog, doamna consilieră. Deci, foarte bine cum e precizat aici, dar noi, într-o altă ședință, am susținut că Consiliul Local Comunitatea Maș, pentru bursa de merit, am putea să mai adăugăm o sumă. N-am ajuns la proiectul. Asta e de la structura. Aici s-a făcut structura anului. Da. Mai are cineva de zis ceva? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Mă rog. Ați, mă dar. Cine este potrivă? Abține. Domnul Toma, nu abține. Da, trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre numărul 85. Privind aprobarea numărului de cont lunar al buselor acordate elevilor din unitate de învățământ preuniversitate stat de pe raza Comunei Țamaș pentru perioada 1 ianuarie 2023 și 31 a 12 2023, anul școlar 2022-2023. Aici e vorba. De ce aici era vorba? Da. Dacă dorești cine aici? Bă, dacă o să menționeze, dacă îmi permiteți. Da, sigur, vă rog. Comisia Economică a propus în acest verbal să putem mări cuantumul bursei de merit, chiar să aibă cine trage pentru, adică să-i diferenție. Să fie o concurență între... Și noi am propus 300 de lei. Foarte bine. Mă dragi puțin, da? Nu ați vrea puțin, da? O să fie atractiv și așa nu e bine. Dar noi nu avem niciunul până în prezent, deci dacă ne mărim cuantumul, nu zic, eu știu, poate... Mulțumesc. Deci asta e ideea. Proiectul de hotărâre se vine trimestrial. Am mai avut o dată discuție pe tema asta a proiectului ăsta, într-adevăr, a venit tot așa, dar începând cu anul viitor, se poate, pentru că a fost făcut exact. Când se face bugetul, se prinde atunci am buget. Exact. Mai dorește cineva? Nu. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Trecem la proiectul numărul 7, vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 86. Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Atetamaș pentru a face parte din Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității la nivel școlar gimnazial și pentru anul 2022-2023.
Articolul 1 se aprobă desemnarea doamnei Monse Aurica, reprezentantă al Consiliului Local. Stați! Aprobă-ți-vă să citești și până... Da, dar nu, dacă e proiectul făcut deja... Poate face amendament, poate face amendament. Nu, dar nu-i corect. Amendamentul e altceva, deci să... Nu, noi împreună cu domnul Vici și domnul secretar ne-am gândit că doamna Monse a fost... Domnul secretar, domnul... Nu sunteți să... Voi trebuie să propuneți. Da, mai bine. Da, pentru ce clar, ce să faci votat, da? Nu are pe doamna Monse. Păi că era doamna Monse, dacă cineva mai tână, de lăsa pe doamna Monse. Doamna Monse, să fie doamna Monse. Dar nu putem să votăm direct, deci... Da, să vă opun liber. Tăiați de acolo. Doamna Monse. Da, spuneți mai departe, vă rog. Al Consiliului Local al Matei Damaș pentru a face parte din Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității la nivel școlar gimnazial Chitești pentru anul 2023-2024. Da. Deci aici eu mă reprezentat al Consiliului Local. Consiliul Local, deci vă rog să faceți propuneri. Cine pentru grupul PNL? Cine mai face propuneri? Doamna Rău. Eu propun pe domnul Cătălin Mișca, care reprezintă legal la un consiliu local, pentru a evalua calitatea școlii. Da. Dacă mai sunt propuneri, dacă nu se votă, nu? Procedura, da? Deci, votul simplu, fiecare sau simplu? Da. Deci, cine este pentru doamna Moise? Vă rog. Ascultat? Deci, a doua propunere pentru subținut. Mișca, da. Cine este pentru? Da, mulțumim. Trecem la ultimul punct. Un pic mai fermit, poate. Deci, la diverse. Aici o să începem cu propun cu cetățenii. Întâi aș dori să prezint. Da, sau să spun din asta, nu? Deci îți puneți poziția pe larg, pentru că fiecare să spună... Am primit la mapă două petiții, le-aș putea numi. Una din partea cetățenilor a Comunei Tamaș, depusă de către timpul și timpul de noastră. În partea unor cetățeni. Depusă de către OSCN mi-a depusă. Vă rog, lăsați să spuneți. Și încă o petiție depusă de către familia Frâncu. Familia Frâncu solicită. Este vorba de un teren în fața, casei, în fața terenului lor. Este un domeniu public, nu știu, puțin, nu foarte puțin, în care acolo a fost făcut o troiță, dar nu era o troiță, era o cruce. Ca să calmez un pic spiritele, am luat crucea de acolo, a rămas bucat de beton și urmând ca Consiliul Local să discutăm în ședința asta, ce vom face acolo? Familia Timuș solicită să facem o troiță, familia Frâncu solicită să facem o parcare pentru microbuz, pentru copilași. Acum, vă rog, dar deci, vă rog, consilie, dacă mai vrea cineva să spună ceva, și pot trece la... Deci, domnul Tomar, mai e cineva în partea asta? Domnul Vici ar trebui să spună părerea, nu? Ce părere are, nu? Ascultă. Ascultă, da. Vă rog, domnul Tomar, și vă dăm cuvântul la oameni. Știu un pic speța. Deci mie mi s-a propus să merg acolo ca să vedem despre ce e vorba. Nu am vrut să merg pentru că nu vreau să se considere că aș susține pe unii sau pe alții. Dar aș vrea să fac câteva afirmații pe marginea întrebării respective. În primul rând, domnule primar, dumneata nu ai voie să iei o cruce. Deci, în primul rând, dacă vrei să miști ceva în comuna asta, vin în Consiliul Local și ne spui chestia asta. Eu spun cu cea mai mare neutralitate. Nu putem să ne facem dreptate singuri, indiferent dacă e vorba de un litigiu de tipul acesta sau o chestie colovială. Avem instituția de statului. Noi Consiliul Local acum cădem într-o capcană. Noi nu știm, din punct de vedere legal, cine are dreptate, că nu avem acces. Nu știm dacă sunt documente, dacă crucea respectivă, cum a fost implementată acolo, cum a fost construită. Acum este spațiul respectiv. Dacă domnul primar chiar vrea să dea o notă de legalitate situației, ar putea să ne explice din punct de vedere legal, să cheme pe cineva de la lui departament și să ne spună, domnule, e pe spațiul public. Troița a fost pusă în anul de. În momentul în care avem acces la latura legală, noi putem lua o decizie în consecință. Atât timp cât batem câmpii, efectiv. Deci în momentul în care suntem antrenați
în tot felul de antiteze care sunt create pe margine, noi, ca oameni de bună credință, că suntem aici pentru a lua decizii legale pentru cetățeni, trebuie, în primul rând, așa cum am reiterat, trebuie să avem acces la documente. Deci dacă, spre exemplu, din punct de vedere legal, domnul primar poate să ne spună că e pe domeniul public, că proiecția respectivă a fost montată cu respectarea cadrului legal, atunci vedem pe legislație, că de aceea, ăsta e motivul pentru care avem normative. Ne uităm acolo și ne spune legea, care nu luăm decizii așa doar în funcție de câți oameni vin aici. Deci eu nu vreau să ne îndreptățesc pe nimeni, că, sincer, poate dumneavoastră, nu sunt învățați cu legislația. Din punct de vedere legal, trebuie văzut pe documente. Acum este spațiu. Cine e? De cine? Cine avea custodie crucea? Care parohie? Au administrat-o în mod legal? Încurcă traficul? Sau dacă chestia cu microbuzul la care se pune referire? Poate fi o idee bună. Adică dacă într-adevăr e nevoie, pentru că văd copiii stau în roaie. Îmi spunea domnul consilier Poială și pe bună dreptate și fericit, nu avem o stație obligând copiii să intre la crâșmă. Haideți să luăm un pic taur de coarne și să arătăm că suntem într-adevăr capabili, nu numai așa pe verbal, că eu sunt sătul de verbe. Deci din punctul meu de vedere, nu cred, toate persoanele poate să aibă dreptate, atâta timp cât își urmăresc interesul propriu, dar noi nu știm pe documente, că noi am neîndreptățit pe unii sau pe alții dacă ne-am dat cu presupusul. Mulțumesc frumos! Da. Deci, domnul primar, să nu Da, în legătură cu crucea, nu am avut că am fost cam hotărât eu. Am venit aflând că a început să distrugă acest spațiu, un gărbuleț, am fost înconjurat cu un gărbuleț, trăgând și de acea cruce. După urmând, după discuția cu doamna, am hotărât să ducem crucea la Dumnezeu, la cimitir. Și chiar asta s-a întâmplat. După distrugere, am sesizat și poliția și am depus o plângere pentru că era pe domeniul public și au distrus domeniul. Deci este imediat public. Imediat vine și domnul Copatis și mi-a dat ce documente. Da, imediat să vede. Deci dacă nu, atunci eu zic să dau cuvântul și nu. Dacă îmi permiteți. Ai spus că vrei la urmă, de asta. Rugămintea mea ar fi, totuși să știm și noi istoricul acelei cruci. Cine a făcut-o? Pentru că noi am moștenit-o, noi nu putem, da. Dar nu știm istoricul, știm numai frânturi, frânturi. Deci dacă dintre dumneavoastră care știți istoricul acesta. Deci ia să vă cine vrea să ne facă, domnul Bucătaru, ia, vă rog. L-aș întreba pe domnul Costel, dacă eu... Nu discutați cu domnul Costel, puteți discutați să vă întâlniți cu domnul Costel. Aici îmi expuneți problema la toți consilierii. Domnul Costel nu are treabă cu nimeni. Discutați afară cu domnul Costel. Domeniul ăla public. Da. Era mult mai mare spațiu. Da. Acum este acum. Deci eu sunt mișorată. Iar e tot acolo, domnul, ce-a spus? Nu, 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 tot s-o mișorat. Vă rog, ei, nu vă trează, lăsați să-ți spună, vă mai puțin. Tot o coboră la bară. Eu îl cunosc ăla din când m-am născut. Și eu aș vine acolo să... Ce stați și de microbus să vă rog? Să fac o trăie, să strac lumea acolo, să-mi vine, să... Sfințită. Rugămintea mea ar fi să ne spune istoricul. Deci cine a făcut? Cine a făcut? Deci la fântână am lucrat și eu. La fântână, spațiu a făcut domnul Florea. Deci, sotul doamna a vădăriere. Deci domnul Florea bătrânul, da? Da, da, da. Îți spuneți dumneavoastră, poate să-mi spună și doamna. Nu, cu ce sunt vorbești? Dacă tot, eu mă, degeaba spuneți, dacă o spuneți acum ce ați zis. Da, fântâna e făcută din socră, nu știu de oameni, că acolo e loc public. Și noi vrem să punem o troiță acolo. Dar ce, are cineva treabă cu fântâna, nu? Păi, deocamdată nu. Fântâna nu are nimic treabă. Fântâna rămâne acolo. Fântâna rămâne acolo. Și în locul și ala acolo, să punem o troiță. Da, am înțeles. Altceva, mai dacă aici ceva, deci tot altceva. Deci, o să... Deci, domnii Frâncu vrea locul, iar în fântână, nu de acum, vor să-și bage hidrofor. Vor stații pentru copii, pentru microbus. Deci, ca să vreau să vorbesc așa. Deci, la noi, la Tamaș, de la parc, la deal, satul este îmbătrânit. Copii nu mai sunt decât 3 sau 4 copii. Deci, unul care, 2 copii mai sunt la deal un an, 3 care mai sunt din grădiniță și 2 copii care sunt în stații la Cărpiniș. În rest, la noi, la Tamaș, nu mai sunt copii. Satul este îmbătrânit.
chiar care avea din domnul consilier, să vină într-o dimineață, să vadă câți copii urc din la Cărpiniș, de acolo din stația care este. Și deci și rugămintea mea ar fi, ar vrea să vină cineva să vadă câți copii sunt și pentru ce să facă stații. Pentru că domnii vrea acolo să facă parcare, pentru că au frizerii tot fișor sau acasă. Nu are autorizații și aș vrea și eu dacă au cuiu firmei. Nu, noi vrem acolo să facem turiță, nu vreau eu, nu vrea nimic. Deci, rugămintea mea aș mai vrea, dacă acolo ne-a cerut un proiect făcut de și are peste 10 ani de când e pus acolo. E făcută din mine. O știi, să zic, 10-11 ani. Deci dacă eu nu mi-a cerut autorizații, când aveam autorizații pentru cruci, pentru nimic, crucea la intrare în furnicar are autorizații, la intrare la cova are autorizații, intrare la furnicar are autorizații. Noi am înțeles. Deci noi asta vrem troit, să spunem acolo, banii să sunt din soare. Înțeles, înțeles. Deci o dăm. Notat, domnul secretar general, notat. Deci, permiteți-mă, da, vă rog. Vis-a-vis de ceea ce ați spus noastră. În primul rând, o contradicție. Noastră susțineți că, în final, satul moare, ca în poezie, nu mai sunt copii, dar noastră militați, totuși, ad hoc așa, și am văzut că faceți și recomandări. Când veniți în Consiliu, doar afirmați, din punere neutru. Deci dacă dumneavoastră vine și impuneți și spune că acolo vrem așa, nu se poate. Nu funcționează așa statul. Deci, dumneavoastră, dacă ați afirmat că sunt foarte puține persoane, aproape că nu mai sunt, nu sunt copii, nu sunt nu știu ce. Eu, sincer, o să discuți cu domnul primar și o să vedem. Troița respectivă, pentru că nu e răzuna Troiță, nu suntem acceptat. A avut autorizație de funcționare când a fost. Spuneți că socul noastră a montat-o acolo. Da. A montat-o cum? I s-a căpchiat lui o dimineață că vrea acolo să pună o cruce? Domnul Tom, așa era înainte. Așa era înainte. Noi discutăm despre ceva. Nu, 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 dar noi ce vrem să facem așa de linii. Deci dăm cuvântul și domnul Bucur, vă rog. Ajungem și acolo, vă faci copii. Eu vă solicit domnul primar, domnul vicestator, consiliul local. Să știi că s-a întâmplat și-a luat crucea de acolo, că crucea sigur a fost aprobată de către primarul de atunci, de când a făcut-o. De capul lui nu a făcut-o. Păi trebuie căutat. Dacă este într-o meniu funcție. Eu, din câte am înțeles, domnul, vrea să-și facă o poartă acolo, să facă ieșiri pentru fiul sau pentru mai mult chestia acolo. Dacă este într-o meniu funcție, să facă o troiță, să vină oamenii cu hârtii, să mai facem un proiect de hotărâri în Consiliul Local. Și pot să pună și oameni, să mai punem și noi și facem o troiță și îi împăcăm pe toată lumea. Exact. Nu-i teremul nici lui Fâncu, nu-i teremul nici al lui dumneavoastră, îi teremul că e domeniul public. Da. Deci, dacă este domeniul public, atunci împăcăm noi două tatele. E mult ca stații din microbus nu putem face acolo, din cauza că microbusul trebuie să meargă până la capăt. Ei, găsăm un loc la stații. Și găsăm un loc. Nu staționează microbusul acolo o ori întregi. Oprește iar doi copii și-o pleca. Dacă e... Și atunci împăcăm în două tabele. Și atunci rămâne și-o fântână. Fără să mai bagi vinul. Fără să mai bagi vinul. Dar ajungem la discuție. Hai să dăm la tabăra din partea aia. Deci, vă rog de aia să spuneți și la sănătate acasă. Îmi spunea, domnul Cătălin. Luma două cuvinte și după aia... Doamna? Da. Zicea de ea. Eu o să vorbesc în felul tatălui meu. Deci, subsemnatul Fâlcu Postică cu domiciliu în comuna Tamaș, județul Bacău, mă adresez la dumneavoastră cu următoarea rugăminte. Locuiesc în Tamaș de 30 de ani, cu forme legale, împreună cu copiii mei. Eu, fiind proprietar, am acceptat ca fiul meu, Frâncu Ionuț, fiind căsătorit, având și un copil, să-i accepte 1000 de metri să-și facă o locuință cu acte legale. Limitați-vă la subiect, doamna. Deci, pe 1000 de metri subiect, nu o să faci ce? O apărătare ca scuzabil, voi las termini și lăsa. Deci pe 1000 de metri suntem două familii cu o singură ieșire. Deoarece abădării Elena, vecina noastră, așa, profitând de plecarea noastră la muncă sezonieră în Germania, a intrat pe domeniul public, din fața casei copilului, montând o cruce
mortoară și făcând și un gard blocând ieșirea băiatului meu la stradă. Menționez că această cruce a fost pusă abuziv, fără acte legale, hărțuind un copil rămas acasă în număr de doi, fiind mai multe persoane care au ajutat la montarea crucii, aflându-se în stare alcoolică. Așa. Vă rog să mă credeți, am ajuns la capătul puterii, nu mai suport hărțuirea, nu mai am intimitate în curtea mea. Din orice moment când au chef de hărțuire, atunci au chef de făcut curat la cruce și pe lângă cruce, trezindu-se cu nenumărate minciuni asupra noastră și provocând ceartă în stat și cu alți oameni. Dacă sunt așa de credincioși, de ce nu-și montează o cruce în dreptul locuinței lor? Deoarece au și ei loc liber. Așa cum toată lumea avem spațiu public lângă gard, un loc, metru, 2-3, așa avem și noi. Ce ar însemna ca în fiecare spațiu liber din satul ăsta să punem câte o cruce la fiecare? Vă rog frumos! La Consiliul Local înțelege, deci dacă nu aveți ceva... O interpretare de la mine. Menționez faptul că au corp și alți oameni să semneze în defavoarea noastră, mințind faptul că vrem să închidem fântâna satului. Asta este o minciună. Nu avem treabă cu fântâna satului. Să vină oricine la fântână, să... nu avem treabă. Deci fântâna o să rămână. Nu este adevărat cu hidroforul, la fel, este o minciună. Dar am înțeles, spuneți dacă aveți ceva, dacă nu se înseamnă și domnul Frâncu, sau voi de ce nu am întrebat la domnul Frâncu. Lați termine acum, oameni, nu mai intrăm în discuții. Așa, deci noi suntem oameni credincioși cu frică de Dumnezeu, dar credeți-mi că această cruce a fost montată din răutate. De ce? Nu intrăm noi în asta, au fost montată din răutate. Clare o să, deci nu cred că nu mi-ți. Sunt mai câteva secunde, dacă îmi permiteți. Da. Un pic. Lați termine, mai aveți ceva? Lați termine. De aici se cuvinte, numai un pic. Menționez că avem și noi 52 de semnături de la localnicii din Comuna Tamaș care au semnat ca să nu se mai facă troițe, să pună o bancă, două, acolo sau să facă stații pentru copii. Deoarece spune că sunt doar 2-3 copii, poate o să mai nască, poate o să mai fie. Crucea o să fie pusă pe viață, nu o să fie pusă pentru un an sau doi. Să-și o înțelegeți, deci... Da. Deci, vă rog, pregătiți-vă. Da, domnul, de aici rezultă, încă o dată, observ că este la ideală adevărata și văd că domnul primar e într-o evare colosală, crasă chiar. Din aici, imediat, de aici rezultă că ce avem, din legal. Dumnealor care au montat crucea, în primul rând trebuia semnătură de proximitate. Nimeni nu poate, dacă proprietarul nu este de acord, nimeni nu vine să-i monteze în fața casei sau în fața unde are acces sau unde vrea să-și facă drum. Se încalcă dreptul la viață, așa spune legislația. Deci în momentul când îngrădești drepturile cuiva de a trăi, de a se extinde, de a-și face cale de acces, indiferent ce pui, că parchezi autobuzul, că stai morbiat în gardul lui acolo sau că pui o cruce sau nu știu ce, încalci dreptul la viață. Când a fost montată crucea respectivă, trebuia semnătură de la de bună vecinătate, așa spune legislația. Fără semnătura respectivă, investiția respectivă sau lucrarea respectivă care a fost făcută acolo este nulă de drept. Punct. Da, mulțumesc. Când s-a montat crucea, deci eu n-am fost acasă. S-a montat la jumătate de... Deci avea semnături de la dumneavoastră, nu putea... Am fost plecat. Totuși, suiți, mai știți ce a fost montat? Da, de 11 ani e crucea acolo. Eu n-am putut să fac nimic. Era de 11. Mă, am și eu. Aia dai, vă rog. Eu când am venit din străinătate, că merg ca să... Am înțeles, am văzut locul, da. Am găsit crucea, a văzut că eu nu... Deci nu spun nimic. Mi-a făcut și gard ca să nu pot să-mi fac ieșire. Asta nu înțeles, de toată lumea. Da. Deci nu fântâna nu este adevărat. Eu nu închid fântâna niciodată. Am înțeles, o spus și eu. Nu, doamna, nu. Fântâna este publică, asta e aberație. Ca să poată ei, ca să-mi fac. Aici ceva acolo, dorești vis-a-vis? Nu, aveți altceva. De asta subiești din pietriști. Deci, și vă rog să încheiați cum facem. Nu mai încercăm aici. Dacă se poate, aș vrea ca Consiliul Local să hotărească să-mi fac ieșiri la drumul public, la poartă, la drumul familiei. Deci vreți să ieșiți cu poartă? Să avem o poartă de pus la poartă. Care de acces. Eu nu cred că există așa ceva. Deci vreți până la urmă să-ți bagi și capra și vața. Da, asta e. Dar poate fi mutată, nu-i așa? Doamne, dar nu-i sunt mutată. Dacă nu avem câte tot doar. Consiliul Local este care să are 10 sali. Și mie să toarnă o placă. Dacă nu mai aveți, să nu stați, să nu luați-o, vă rog, să nu...
Deci, domnul Mișca, aș dori și eu să citească aia 52 de persoane care au semnat. Nu contează, că noastră nu facem noi asta în anchetă. Da, dar nu, pentru că... Sunt aici la domnul primar, da, mi poate consulta oricine, nu mai stăm acum asta. Și au trei ieșiri, trei accesuri. Are una care e lângă fântână și mai au două care și la ieșire în Puioaga. Dar nu știm și un punct. Da, da, da. Dar casa s-a făcut, deci dacă s-a făcut pe 1000 de metri, o făcută pe pământul lor. Asta nu era... Asta se părere regională. Noi știm ce e acolo, știu că casa, și eu știu, și Noița. O știu că e din mult, nu știam din 2001 și că au fost alte timpuri. Asta facem, ascultăm. Vă rog, mai aveți ceva de spus? Da. Haideți, spuneți ca să încheiem să nu... Acolo sunt două case, casa tatălui meu și casa fratelui meu. Dacă tata s-ar gândi așa peste noapte că vrea să vândă una dintre case, când ar trebui să-mi fac ieșire? Să sap gardul? N-am trebuit să fac și o ieșire la drumul public. Păi asta a spus și domnul Bucur, asta a spus toată lumea, că de acord că trebuie să fie trageți. Da, ieșire. Ei vor neapărat... Ei, lasă, nu trebuie să mai lăsă și ca noi, fiecare, așa nu se poate face. Ca să poată să vină să pună flori, să pună bobocei, dar de ce nu poate să porțică? De ce doamna Bădăr își paște bobocii în fața casei unde are loc liber și la mine vine și îl pune cruce? Hai să vă mulțumim, intrăm în prea mult și nu mai rezolvăm. Și rezolvăm problema asta, pentru că deja e complicat. Dar nu mai rezolvăm. Nu, eu din ascultând ambele tabere, dau seama că într-adevăr e nevoie de acces la drumul public, domnului, dar nu știu, noi o să venim acolo, eu am mai fost. Eu am mai fost acolo, am văzut, deci până la urmă o să vă învăță. Să aveți și dumneavoastră acces sus în capă și Troiță, dacă Consiliul Local și oamenii vor, Troița, o Troiță, nu știu dacă vă deranjează, o face mai. Dacă nu ați vrut să aveți acces la casa aia, probabil o să capă și Troița. Dar mai e cineva din consilier care doresc mai spune ceva, dacă domnul primar, am înțeles care... E consiliul public și așa că Consiliul Local va hotărâi. Da, deci asta e cadastru. Da, asta e cadastru care... Se vede zona verde care... E cu domeniul public și de războiul. Și de războiul. Deci, probabil, noi am luat la cunoștință, Consiliul Local, am înțeles și o parte și aia nu vrem să... Dar legal și moral trebuie să ieșim la primar. Vă rog, vă rog. Dacă o să hotărască să monteze acolo o cruce, vrem și noi ieșirea domnului public. Și în același timp vreau eu vreau să am grijă acolo de crucea aia. Poate să vină oricine, dar eu vreau să am grijă acolo lângă grafița. Să dai eu prietenii, dacă e cazul, nu vreau că cineva de la 10 acasă să vină să vină. Trebuie să aibă acces orice locuit. De asta ce nu o să faci. De Troița, că dacă se va construi, nu puteți avea dumneavoastră să vă puneți stăpân pe eu cu domnul primar am vorbit și cu părintele Paru, părintele Popica. Studiază terenul. Am înțeles că sunt două tabere. Unii vrea ei, nu. Deci monumentul ăla va fi ridicat. Nu știu dacă va fi, dacă Consiliul Local o să apropie. Dar sperăm din tot sufletul să vă mulțumim și pe noastră și pe noastră. Unindu-vă, o să facem ceva frumos, dacă o să aveți și noastră acces. Deci asta am înțeles. Și până la urmă, haideți să fie bine pe ceva. Așa spun și eu, părere. Răutatea avem toți. Răutatea avem toți. Deci, fără la absolută, trebuie să rămână acolo. Noi trebuie să existe făcut ca lumea frumos, eu azi, local, eu azi am trimis chiar să vă montez o ghirlandă acolo, poate vă împunez, poate vă împunez, pentru că... Dacă e ce să spune, mai e cineva, domnul Toma, să ne trebuie să ne ajungă, ca să ne
încheiem subiectul, mai e pentru domnul. Hai, vă rog, domnul Toma. Dacă nu știți, în primul rând, aș vrea să cer scuze domnilor și doamnelor. Nu am nimic împotriva unora sau altora, ci pur și simplu, într-adevăr, ținând cont că eu sunt la Comisia Juridică și sunt aici mulți membri de la Comisia Juridică, să o conținem drepturile omului. Adică dacă descoperim, fără să vă deranjează dumneavoastră, dacă descoperim că sexul, dreptul la viață a unei familii, a unei persoane, logică, prin lege, avem un lucru de așa, trebuie să ne sesizăm. Faptul că e de 11 ani acolo, vom face de pe care să o mutăm încât să nu deranjeze dreptul altuia. Mă înțelegeți? Da, da. Și spunea să avem dreptate. Deci avem copii mici pe care noi îi cărăm în brațe când plouă. S-a turnat într-adevăr o alee, dar acea alee este turnată atâta stava, deci se adună apa, nu se duce la vale. Practic eu cu doamna educatoare cărăm copii în brațe pentru a-i duce la baie. S-a făcut acel gard, dar gardul nu ne-a lăsat un pic de loc. Sunt copii, nu au unde să meargă, deci este aleea, te urci pe prima treaptă la prima baie a doamnei educatoare, te-ai dus pe a doua a treaptă, ai călcat în apă. În momentul de față, la grădinița ta mai sunt doi copii. Pentru că toți copiii sunt enterocolită, enteroviroză, răciți și tot așa. Nu mi se pare normal ca niște copii, când stăm față în față cu o primărie cu norme europene și ce mai vrem noi să spunem că toată lumea ne laudă această frumoasă primărie, să cărăm copiii afară. Plouă, ninge, furtunează, copiii aceștia sunt duși afară și clar acestui. Stau în căldură la grădiniță, se îmbracă cu o geacă pe ei și îi duce afară unde durează undeva la 20 de minute, o jumătate de oră până merg 20 de copii la baie. Ar trebui făcută o baie pentru că spațiul este, slavă Domnului, este acolo spațiul la grădinița aceea foarte mare. Nu sunt pregătită cu semnături, cu nimic, dar am spus că vreau să mă țin de lucrurile acestea, nu chiar azi domnului primar, mă țin de capitol până face o baie acolo și așa lumea nu știe de omul rău, măcar să fac și un lucru bun. Dar dacă dintre dumneavoastră aveți nepoți sau, nu știu, vi se pare normal ca copilul merge la baie, mâncăm înainte să mergem la baie, ne dezinfectăm doar cu un dezinfectant la care copilul meu este alergic. Dar nu am altă oportunitate decât să dezinfectez. După ce ne întoarcem de la baie, noi facem activități, folosim lipici, carioci, acvarele și toate lucrurile care se fac, unde noi ne murdărim. Nu avem apă să ne spălăm pe mine. Nu avem săpun. Nu mai spui, când îi spui copilului, este toaleta tip turcească, sau nu știu cum se numește acea toaletă. Copiii nu știu să o folosească. Efectiv, sunt fetițe care se așează în gaura aceea. Vă dați seama că acea fetiță, într-o săptămână, a făcut o lua sigur un microb de acolo și ne mirăm că suntem 2, 3, 5, 10, 15 copii la grădiniță. Este, pe lângă lucrurile frumoase care se fac în această comună, eu cred că ar trebui să ne gândim și la acești copilași care, unul termina noastră, sunt copii de grădiniță, grupa mică, grupa mijlocie, dar este un lucru care va fi făcut pe termen lung. Că se aude că vai se va desfința această grădiniță, că nu știu dacă o să se desfințeze, dar până să se desfințeze, cred că toți copiii au dreptul să meargă la o baie și nu la program. Adică mi se pare absurd copilul să spună, doamna, vreau la baie, că nu e ora. E cum? Cine vreau? Păi, și doamna, dacă este singură, ce face? Lasă 20 de copii în clasă să meargă afară cu un singur copil? Pentru că nu ai încredere să lași un copil singur. Până de curând că s-a făcut acel gard, dar mai aveam și beneficiari care era spațiu. Acel gard, vă spun sincer, când se urcă trei copii pe el, dacă se împing o leagă mai tare, s-a dus jos. Deci cred că... Vreau să vă zic și eu ceva.
dar... Un pic, un pic, de ce nu cerut așa ceva? Doamna consilier. Da, s-a mai cerut, am înțeles că și când era doamna primar, s-au cerut această baie, dar toată lumea vorbește pe la colțul, nimeni nu vine să spună concret... Mă bucura așa, de obicei, deci... Exact, nimeni nu vine, toată lumea spune, băi, dacă te duci la primărie, te ia pe tine de omul rău, știi ce poate să faci? Nu știai nimeni în cap, nu, eu vă spun părerea mea, aici stau 4 ore cu el la grădiniță și nu sunt obligat, eu la grădiniță trebuie să mă ocup strict de copilul meu. Dar când o văd pe doamna că stă și clar alți copii, clar că pun și eu mâna, nu? Când vezi că copilul ăla vine murdar pentru că avem sau nu avem un hârtie igienică și este murdar pe mâini, te duci la magazin și e un pachet de șervețele umede, de mâncare atât. Nimeni nu cere niciun bani de la copil. Chestia asta le fac eu cu copilul. Iar a doua problemă care... cum v-am spus, copilul meu este cu CES, deci de la școală primim niște bănuți, se numesc bani CES și cazarmament. Banii CES și a legea spune clar că trebuie să ne ideie în a 10-a zi, maxim până în a 10-a zi din luna, deci astăzi suntem în septembrie, până pe 10 octombrie, acești bani noi trebuie să-i primim. Exact. Noi nu primim banii ăștia, dacă întrebăm la contabilă, nu sunt bani, dacă întrebăm secretara, nu sunt bani. În momentul în care am fost la avocatul poporului cu o altă problemă, cu voucherul de vacanță, atunci am dedicat și această problemă și mi s-a spus, legea spune clar, în a 10-a, maxim în a 10-a zi, voi trebuie să primiți acești bani. Noi suntem de acord, pentru că suntem un număr de mămici, suntem de acord și să-i primim trimestrii real. Dar măcar să ne ideea integral. Degeaba anul trecut s-au făcut niște calcule, ne-au dat, dacă este o mărire, cum este anul acesta, că s-a mărit și s-a făcut bursa, banii aceștia, 33 de lei pe zi, când m-am dus să-i spun doamnei secretară, păi știi legea? Păi stați așa, eu caut legile. Da, mai aveți ceva de spus? Nu, mulțumesc. Mulțumesc, un pic de răbdare. Tot prima să răspund întâi. S-a dus cu tine, a pus niște, pierdit firul. Nu s-a pierdut firul cu CES-ul. Vă rog, vă rog, liniște. În legătură cu CES-ul, banii sunt la școală, dar am înțeles că se dau cu bază de prezență. Și nu poți să dea în timpul lunii, până nu deci trebuie să ai o prezență și după să se dau banii pe bază de prezență. Exact, să vă spuneam domnul primar, dar îi dă în octombrie, până se termine. Acum nu știu cum face doamna contabilă de la școală, cum manevrează, dacă nu e problema local sau primar cu știință. De mersul de construire. Okay. Iar în legătură cu toaleta, într-adevăr am avut discuții. Am închis acel gard nu pentru a sui, am pus acel gard nu pentru a sui copiii pe gard, l-am pus ca să delimitez și l-am pus la limita terenului, nu mă puteam duce pe terenul lor să fac un gard. Acolo mi-e limita la școală și așa, n-am cum să fac altceva acolo. Iar cu toaleta, da, la anul o să plinim un buget și v-am zis și când am avut discuția verbală, o să plinim un buget la începutul anului, acea toaletă. Plus că o să mai plinim un toaletă în centru, în parcul central aici, pentru navetiști și... E au nevoie la școală, dar după aceea... Deci noi până la anul vom sta așa, eu vă propun și dumneavoastră... Până la anul ce-ți mai faci? Deja e un... Anul școlar, anul școlar, anul școlar, anul școlar, anul școlar. Anul școlar sau anul viitor? Anul școlar. Anul următor. Anul următor, bine. Anul următor, până să două săptămâni. Iar eu să iei mai departe. Trebuie până la dacă mai era domnul Toma, vă rog. Sincer, mie mi-este rușine de ce am auzit. Deci noi, Comuna Tamaș, dom'le, demonstrăm încă o dată că nu suntem capabili. Haideți să lăsăm tot felul de... exact, subtilități prin care ne sustragem de vinovăție. În primul rând, doamna noastră, de 2 ani de zi, știați problema asta? Dar se știe de foarte mult. Ați venit vreodată la Consiliu aici? N-ați venit niciodată și noi ați venit aici și v-am votat ca să fiți reprezentantul școlii și nu știu ce. Ați ridicat vreodată. Domnul primar, eu vă solicit în calitate de consilier local, mâine, când ați avut nevoie de bani, ați venit cu un raft de documente și v-ați dat bani și ați cheltuit și ați făcut un felul de hoții cu banii primării. Acum, când avem de-a face cu 20 de copii îmbolnăviți, dumneata spui că la an, repede, merge acum cu doamna Curău, chemați-o aici, faceți repede, achiziționați o toaletă publică, puneți-o cât mai aproape de incintă de ușă, copilul să nu alerge, o să ningă mâinii poimile. Mă înțelegeți? Dumneavoastră, știți ce înseamnă asta? Încercați la toaletă publică, mâinii!
achiziționat-o, intrați pe SEAF, mergeți acolo repede și achiziționat-o. Noi venim aici la, la ședința extraordinară care va fi repede, vom vota, vom aproba WC-ul respectiv. Ca să nu mai avem cazuri de tipul ăsta. Da. Deci vă rog, cum vă spuneți, au cineva dacă mai dorește. O rușine, rușine. A doua oară vă cer demisia, să știți, sunt scris. Doamna consilieră, propun demisia. Eu nu aveți voi, nu fac puteți. Că da, ești primar. E 150 de milioane pe lună, banii ăștia nu știu. Că e nu cu voi pe bani, pe tâmpeni. Trebuie să știți că din Consiliul Zalugan care suntem, avem două persoane care răspunde școală. Deci, de fiecare dată, toate problemele astea trebuia să le aduceți la cunoștință lor ca să le aducă în Consiliul Local. Doamne, nu am de unde să știm, să sunt la modică. Ce dumneavoastră vreau să știți. Și acum că eu stau cu copilul meu și văd prin ce... Deci trebuie să știți că face parte domnul Soială, doamna Enestea... Eu nu am știut absolut nimic. Eu am sunt totdeauna să le aduceți la cunoștință lor și lor ei se aduc aici. Deci noi, noi așa ceva nu. Școala de la Pascucare are, școala de la Chetriș are, școala... Nu, știți că aceeași situație este și la școala Chetriș. Lăsa, doamne, mate, e câmpii, e duce pe Cristi de rutat acum, că și la corba asta, și la locoșurile de vede. Mate treaba are cu corba asta, acolo e ceva? Aceeași situație este și la Chetriș. Deci, dacă nu mai e doamna Lupu, vă rog. Eu aș vrea să întreb domnul primar, în legătură cu portarea, cu cadourile de Crăciun pentru copii duminică. Cum a dedus el această problemă? Că copiii 1-4 primesc cadouri la școală și copiii 5 primesc cadouri în parc. Cum spune la vecinii din satul lui că doar copiii 5 vor primi cadouri în parc? Și cei de la 1-4 și grădinițe vor primi la școală. Cum a zice dumneavoastră această... Păi, cred că sunt unde copiii mici, probleme, dar o această activitate. Și pot să spună dumneavoastră că pe mine mă deranjează, fac ceva frumos. Nu, nu mă deranjează. Sunt tot de acord, cred că doar Consiliul Local e tot de acord cu așa ceva. Dar eu am mesaje și chiar înregistrări, precum puteam asta spun că doar ceva de la 5 ori le vom da în parc. Cum ar decepta această activitate, nu problemă. Puneți, vă rog. Aveți permisiunea de aici? Ați vorbit la telefon cu mămicile respective. Eu mă audit. Care spunea că nu s-a luat în Consiliul Local, nu a trecut acea hotărâre. Acea hotărâre cu acest program care a luat la cunoștință anterior. Este adevărat. Uitați și eu știu, cadouri și tot. Într-adevăr, am vorbit cu doamna Cate, nu mai știu, doamna Cate, de la Rapova, în care prima dată le spunea, doamnă, m-am gândit să fac 1-4, să dau copiilor, să nu-i aduc în parc, să fie rece, să le dau la școală și 5-8 se chemă aici. Așa m-am gândit. După am zis că nu e ok, că o să vină copiii de la 1-4 aici și o să vrea și ei cadouri. Nu pot să zic cu ce ceva ca să vă dau la școală. Și exact asta a fost discuția. Și am sunat înapoi pe doamna, sper să aibă înregistrările. Doamna că și-a zis, doamnă, nu pot să fac asta, dar nu-i bine, pentru că o să vină copilul și o să pleacă pe un gând, că nu am primit cadourile. Și am zis, fac așa, atunci. Dau cadouri la toți copiii care vin și care nu vin, o să-i primească la școală. Perfect, așa m-am gândit. După aceea, trebuia să ceriți părerea și puțin local. V-ați cam grăbit, ai strede, v-ați cam grăbit. V-ați grăbit, nu știe, de voi plăsa cea cu Mariana Cădiră. Nu mă atunci pe moment. Și eu nu am atunci pe moment. Aici aș vrea să fac o referire. Deci, hotărârea nu a luat-o primarul cu copiii. Deci, am solicitat directorul școlii, pe domnul Botnar. El a venit cu sugestia să facem chestia asta. Eu chiar am fost de acord pentru că mai multe mămici
Nu, auzi, domnule, nu pot să fiu cu copilul în parc la ora 5 duminică. Sunt domnul director, ce facem când zic noi am? Noi vrem să facem frumos. Și auzi, domnule, hai să facem cumva, dar nu pot să duc. Deci, femei cu copii. De la chetrii și auzi, domnule, eu nu pot să fiu cu copilul în parc. Scurt. Și auzi, zic, cum să facem? Pentru că nu vă gândiți că nouă ne-ar fi convenit să vină toți? Am ieșit, am dat cadouri și... Da. Deci noi ne arătăm două, să mergem o dată pentru 1-4, dar tot în sprijinul dumneavoastră. Îmi pare rău că am ajuns să... Nu s-o explica ca lumea asta. Nu s-a explicat. Dar domnul director a fost chemat, cu domnul primar am discutat. Dom'le, cum să facem să băgăm și capra și pe bata? Nu trebuie adus mai multe voci au fost care au zis, nu pot veni cu copiii duminică la ora 5. Hotărârea s-a luat împreună cu domnul director. Doamna consilier, vă rog. Părerea mea este că, la fel cum s-au făcut în toți anii, să facă și anul acesta să dea la școală. Și așa se termina simplu. Da, dar este frumos când era Moș Crăciun aici, și copiii se prezentau aici la ora... Au vrut să facă foarte frumos, că sunt atât de atractivi și îi dădeam Moșul Crăciun și țineam minte că îi dăm Moș Crăciun, pentru că eu mi-amintesc și acum la școală la Racova să îmbrăca Sandu, nu Sandu, celălalt fratele lui Sandu Breagă, să îmbrăcăm, îmbrăcam Moș Crăciun. No, ne dădeam noi un caiet și ținem minte și apoi. Prea multe. Nu mai trebuie, prea pe Facebook să trezești pe domnul, nu mai știu care, să trezești pe domnul. Haideți ca să fie că prea... Vă rog, totul două. Ei țin minte că dat Moș Crăciun. Doamna consilier. Vă rog, prietene, la subiectul respectiv. Încă o dată. Observ că fiecare vrea să ia decizii de capul lui. Vechea poveste. Dom'le, în primul rând, e o greșeală directorul și o să discut cu dânsul. Dânsul nu poate să treacă peste colegiul de părinți. Deci dacă părinții stabilesc, vorbim de minori, deci minorii nu ia nimeni. Și tu văd aici că rom copiii, fai, dom'le, nu-ți dă dreptul legea să iei copii și să-i duci într-un paterai în altă țară, e un fly imediat. Deci colegiul de părinți, dacă își da avizul, da, suntem de acord noi, reprezentanții părinților, iară, revin la doamna Moiții, reprezentat acolo, bateți când doamna, dați-vă demisia, vă rog frumos. Deci dumneavoastră, par, poluați aerul de geaba consiliului. Domnul a vrut, da, dar de ceva, hai să încheiem aici, la pacat. Păi, dar trebuie să încheiem să luați acum o decizie? Domnul Pagina, ar trebui să răspundă și decizia. Decizia a fost luată, max o grăbit trebuie. Vă rog, vă rog. Și pentru fiecare an copiii făceau chetbare la școală. Asta sunt domnul. V-am ascultat și văd dumneavoastră, nu aveți timp să ascultați. Nu suntem datori să ducem la școală. Noi, Consiliul Local, nu suntem. Domnul, bate-i de mână. Pentru copii, nu pentru profesor. Vorbiți în numele dumneavoastră, Consiliul Local. Domnul, haideți să încheie. Eu am cumpărat cadouri pentru copii, nu pentru profesor, ca să facă servări. Eu copilor îi dau cadouri. Cam hotărât și m-am gândit că ar fi ok și frumos să împrodobim un brad. Ne-am făcut niciodată în comuna ta mașă, să facem un eveniment frumos, să vină Moș Crăciun cu o caleașă, am vorbit cu două... Băi, și-ați venit aici și mi-ați spus chestia asta, măi! Mi-a să te vreau pe cineva? Ca să vreți să vă întreb că mâini vrei să faci un picioare? Ați avut o bătălie eu, de vreau să vă faci un picioare? Vreau să mă întreb, nu mai ai ce de mine, ce nu? Nu ați hotărât, nu mi-a spus nimeni. Probabil că unii nici n-au citit hotărârea. Au dat, au plecat mâna la robotei. Lăsați corect. Da, 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 cei care nu o să fie, o să avem liste de prezenți acolo, o să, așa, cei care nu o să fie, o să primească la școală cadouri, nu sunt obligați să vină în parc. Luni dimineață, dau cu lista, de unul cu lista o să dau la domnul director, nu, eu cu domnul director, nu, dau la domnul director lista cu pachetele care au rămas și le dăm. O să, în schimb, o să mai rămână câteva pachete, câteva pachete în plus, care o să le dăm copiilor din comună. Nu, nu cred
de cel de zi, 3 luni, 5 luni, un an, 2 ani, știi de moșcăciun ca să ne cumpărăm cadouri. Zic copiii care înțeleg. Dar primiți în folos. Exact, la clasa 0 până la clasa 8, cred că sunt cadrate. Da, mulțumim frumos, ședința asociată.